Scene bizare au fost surprinse de camerele de supraveghere. Doi tineri care întrețineau relații sexuale într-o mașină parcată după lăsarea serii au fost atacați de hoții de mașini. Agresorii au scos pe tinerii îndrăgostiți din mașină și au lăsat în stradă complet dezbrăcați. Conform infoștiri.ro, camerele de supraveghere au surprins momentul în care trei hoți înarmați s-au apropiat de mașina în care se aflau cei doi tineri, relatează presa locală. Agresorii au scos pe tinerii îndrăgostiți din mașină și au lăsat în stradă complet dezbrăcați. Înainte să plece cu mașina, hoții le-au aruncat victimelor câteva obiecte de îmbrăcăminte. Nu este clar dacă între timp infractorii au fost reținuți sau dacă victimele, a căror identitate rămâne necunoscută, au depus plângere la autorități. Incidentul a avut loc pe 17 august, însă imaginile au fost făcute publice abia joi, pe 1 septembrie. Brazilia are a șaptea cea mai mare rată a criminalității din lume, cu niveluri excepțional de ridicate de crime violente. Potrivit World Population Review, relatează infoștiri.ro.